Dați-mi voie să încerc această lansare cu Monica Sfântușchia a Domnului Regina Maria Lectura la Lucrăva cu o reverență înspre dumneavoastră, înspre publicul editurii Humanitas și spun asta deoarece tocmai am primit și pentru al cel mai știut câtelea an la an trofeul Gaudeamus locul întâi prin votul publicului, deci prin votul dumneavoastră. E, cred, premiul pe care și-l poate dori cel mai mult orice editură, pentru că e un premiu confirmare că ceea ce facem facem bine și că dumneavoastră publicul ne iubiți pentru ceea ce facem și ne sunteți alături. Suntem acum în intermețul audio al editurii Humanitas, un audiobook de o frumusețe cu totul aparte. E o apariție prin care editura marchează centenarul. Pentru că, așa cum bine s-a spus, bună măsură de lucruva în măsură covârșitoare, unirea de acum 100 de ani a fost cu putință și deoarece am avut parte de acest personaj cu totul excepțional, cu totul ieșit din sfera umanului, care e Regina Maria. Împreună cu Ioana Pela, care dă voce jurnalului Reginei Maria în selecția de aproape 4 ore de pe acest audiobook, este Tatiana Niculescu, pe care o știți pentru volumul Regina Maria, Ultima Dorință, la rândul ei o admiratoare necondiționată a Reginei Maria și ca prolog cumva pentru lansarea noastră, aleg să vă citesc câteva cuvinte portret care vin dinspre Dance Niculescu și el un adorator al Reginei Maria. Euferic și solar, Maria are cu adevărat cultul devotamentului, al ablegației și datoriei, de unde și patima carității. E originată de sărăcie, mizerie, disarmonie, inechitate, așa că ea încăpeată oricând poate împărți orice, oricui. Dulciuri, bani, țigări, bijuterii, bibelouri, mici atenții de Crăciun și de Paște, totul către copii, către țărani, soldați, supuși, rude, anturaj artistic sau domestic, doamnelor de companie sau câmpurilor de țigani. Maria este imaginea totală a entuziasmului constructiv, cu trăiri nevalnice și plenare, un altruism neștirbit și o extraordinară capacitate de dăruire, insubordonabilă și imprevizibilă, dominatoare prin gingășie, tenacitate și amenitate, concesivă doar ocazional, dar iupercomprehensivă, oricând e vorba de interesul de stat și de esența regalității ca arbitru național. Coroana este singurul lucru stabil din țară, sincer admirativă, când se află înaintea unei personalități carismatice, a forței elastice și a caracterului inflexibil. Regina Maria rămâne cu siguranță în atenția specialiștilor prin relațiile cu Carol I, Ferdinand și Ionel Brătianu, prin campaniile internaționale, în principal Franța, Anglia, Statele Unite, pentru înfăptuirea României mari, ori prin vista situare în sulfurosul caz Carol al II-lea. Însă pentru cititorul obișnuit, ca mine, strălucitoarea, acaparanta ei feminitate imperială, reprezintă în clipa de față, alături de Carol I, cel mai fecund și mai urgent de urmărit și asimilat, model uman din istoria noastră. Ei bine, despre asta vorbim, despre un audiobook care vă propune un model, vă propune, am curaj să spun, absolutul uman. Regina Maria, în fragmentele selectate pe audiobook, se dezvoltă în toată complexitatea ei, se dezvăluie în fragilitatea ei, dar și în forța extraordinară. Vreau să spun că audiobook-ul e o construcție în sine și într-atât e de bine făcută. Îi mulțumesc lui Andreea Ivănoaie pentru asta și Oanei Pela, că împreună au completat la selecție, încât e o carte în sine, cu cap și coadă. Cele trei discuri își răspund unul altuia. Sunt episoade pe care abia acum, la lectură, și asta grație accesului
accentului pe care a știut să-l pună pe cuvinte Oana Pelea sunt lucruri pe care abia acum le-am simțit și vă mărturisesc că le-am simțit până la lacrimă. Folosind acest moment sonor al filmului, închei sfătuindu-vă să nu ratați întâlnirea cu Regina Maria, cu vocea Oanei Pelea și să vă bucurați de acest audiobook în liniște, în liniște.